Backpack your life. Backpack your life. Backpack your life. Backpack your life. Ok, view-ul ăsta este chiar foarte tare. Ia uitați-vă. Ai în partea aia portul. Bate și puțin vântul. Deși e ceva mai cald ca ieri, de exemplu. Și asta este marea de oameni. Într-adevăr, astăzi pot spune că am prins... Am venit pentru prima oară de când suntem aici, am prins aglomerație. Ok, o strapă. Uitați puțin ce înseamnă prostie în bezna minții, da? Vedeți toată coada asta aici, de acolo până în partea asta. Credeți că oamenii ăștia stau aici să cumpere ceva sau să mănânce ceva? Nu, în niciun caz. Acești oameni stau să-și facă poză cu chestia asta, frate. Deci toți oamenii ăștia de acolo stau să-și facă poză cu treaba asta. Eu mi-aș face poză cu fata asta, de exemplu, mai degrabă. Doar că Demos, unde e Demos? Doar că Demos ce-a făcut? Cum e? Te-ai dus acolo singur, a călcat, a trecut coada, el n-a avut nicio problemă. Știi ce, sunt foarte mulți actori ce fac poze acolo, știi? Mă, eu înțeleg că o fi actor, dar tu vezi ce aici? Da, pur și mă bag în față, dai numai să vezi. Te bagi în față și tu? Românește o ardem așa, nu? Păi dacă toți suntem români, da. Nu, dar asta mi se pare super aberant să stai aici, e altceva. Dați-vă și vechita mai coada. Asta că poze, știi? Ia, stai tu, stai tu în spatele așa. Ne-am pus și noi aici la coadă să stăm să facem poze cu Bianca. Lumea se pune acolo să facă poze cu omul ăla și noi stăm la coadă să facem poze cu Bianca. Nu vreți să stați la coadă aici în spatele nostru, să fim mai mulți? Am venit aici la restaurantul ăsta. Uitați-vă cum stăm. Aliniați ca la școală, nu? Ca la grădiniță, exact, dar avem view-ul ăsta. Asta este un restaurant, un local englezesc, nu? Da, dacă scrie jos Oxford. Uite cât de înalt. Uite cât de înalt, da. Uite. Și Demos are 2,10 m, deci vă dați seama că e ceva. Am văzut poză cu tine acum, Amalia, și vreau să spun că ești foarte frumoasă și că mă simt norocos să am așa o prietenă ca tine, chiar dacă e vorba doar de acest mediu virtual. Te pup! Tu nu mănânci la murcăcele, e diferit. Hai, lasă, că nu mă interesează. Ia uite ce frumos arată. Ne-a venit mâncarea. După vreo jumătate de oră ce-i drept, dar e ok, e bine. Suntem mulțumiți? Arată fain. Îți place cum arată Bia? Da. Am mâncat. Cum a fost mâncarea? Foarte bună, sultane. Sultane? Ți-a plăcut mâncarea Demos? Da. Frate, pentru 7000 de won, adică vreo câte, 6 euro? Cam așa, nu? 6 euro, 6,45 euro, vreo 26 de lei. Pe un hamburger de genul ăsta la Hard Rock, bine, e mai mare, ce-i drept. La Hard Rock undeva la vreo 50 de lei. Suntem bine, acum am mâncat. O să ne continuăm plimbarea, cred că undeva în partea aia mergem, nu? Dar cum s-a uitat când a zis? Ne-am întâlnit din nou cu prietenele noastre din Japonia. Săraca, mamă, ce era să cadă fetița aia. Mamă! Dacă ați zis cadou? Yeah, you're very beautiful. Ce roșii în glăbânt. Ia să vedem aici. Ia uite-l pe Sebi. Ce faci, Sebi? Faci aici un story? Poză la Rio. Poză la Rio de Janeiro aici, nu? E ora... câte ora? E ora 4 acum, da? E ora 4 și am început să ne plece din oameni, nu mai atât de multă lume. Și nici soarele nu mai bate atât de puternic. Azi e o zi mai bună. Azi e o zi în care nu urăsc atât de mult Coreea de Sud. Ieri, în vlogul anterior, Ați văzut că am fost destul de nervos. Azi sunt ceva mai liniștit. Hi! Romania. Romania. Europe. Europe, yeah. Your English is good. Dar n-a zis nimic. You take picture. No, just video. Yeah. How old are you? How old? Old. 10. 12. 12 years old. Very nice. And you? 30. 13. 13. So you are 13 and you are 12. Very nice. Nice to meet you. Yeah. Vedeți, este o prăpastie, restul este un pod. Foarte mișto. Nu, rămâne capul cu cap. Mi-am tăptat tăi. Nu-ți intră capul. Nu-ți intră urechile. Hai, Sebi, da invers, tăticule. Așa. Ia uite ce frumos. Ca nu, ca în perete. Bosul la munți. Uite că bosul la munți. Ia mâinile lui. Păi vezi, de-aia zic că nu-i bine. Filmezi? Da. Ne-am băgat acum în autobuz ca inspectorii, stăm aici în față. El este domnul inspector șef, inspector șef adjunct. Sebi este inspector pe transporturi. Daniela este cea mai tare inspectoare de pe Franța. Da, sigur. Și unde e șefa șefilor? Unde este boasa boșilor? Uite aici. Yay! Hai, Fast and Furious 10. Hai! A apărut nouă Fast and Furious, nu? Țineți-vă bine, frate! De autobuz? Cel mai tare carusel care m-a dat în viața mea. Și cel mai ieftin. Și cel mai ieftin, da. Pentru 1 euro senzații tari în Busan. Te-am văzut că ai pus pe Instagram poză. Da, ți-ai făcut story de ăla, ai făcut story. Deci voi mergeți încolo și noi încoace, nu? Deci noi la 3, noi la 16. Ok. Bă, vorbim pe WhatsApp. Vorbim. Și trebuie să-ți trimite de la restaurant. Da, trimite și mie harta. Trimite harta să văd și eu. Da? Hai, vorbim. V-am pupat. Ei se duc la plajă, se duc la cazarea lor și noi acum pe lângă faptul că trebuie să căutăm un bancomat, nu Vlăduț? Da. Trebuie să luăm niște parale și cum o să mergem în cameră. Ca să facă puțină reclamă din asta negativă, deși știu că nu există cuvintele astea două alăturate, frate, bă, BRD-ul este de departe cea mai proastă bancă, BRD-ul și Banca Transilvania. Încercăm iarăși să scoatem bani, știm că Vlad are bani pe cont. Bă, frate, nu vrea de la anumite bancomate, nu vrea să scoată, dar nu că de la anumite bancomate. De la anumite bănci nu vrea să scoată. Mergem, ne plimbăm, încercăm, dă eroare, nu merge. Și de la bănci de la care eu am scos cu cardul meu aici, n-am avut în viața mea nicio problemă de la niciun bancomat. De fiecare de când am vrut să scot bani și a trebuit să scot bani, am scos fără probleme. Ăsta, frate, cu cardul lui, deci nu merge, frate. Nu merge. Așadar, nu vă duceți niciodată la BRD. Dacă vreți să plecați din țară, nu vă luați la BRD, nu vă luați la Banca Transilvania și vă mai spun încă o dată, feriți-vă și de BCR. BCR-ul sunt cei mai răi. Dacă vreți să mă ascultați, dacă nu, treaba voastră. Asta este camera noastră. Asta e view-ul. Stația de metrou e în partea aia, banca e în partea aia, 7-Eleven în jos, muntele în partea, uite cât de frumos se vede. Și haideți să vedeți camera. O secundă să bag asta aici ca să avem curent, cred, da. Ce poți să vrei mai mult, frate? Nu avem osul aici. E super liniște. Geamul ăsta nu se deschide ce-i drept. Sau ba da, se deschide, dar mai greu. Uite, s-a și pornit televizorul. Lăsăm așa, că da. Așa fac boșii. Și uite, baia. Foarte ok la 24 de euro pe noapte. M-am trezit și mi-am instalat și eu să mă joc Outlast 2. Este pe rezoluție maximă acum și setări maxime. Arată să vadă cum se vede tastatura aici, frumos, luminată. Chiar sunt mândru că mi-am luat tastatura asta. Ia. Mamă, frate. Poate apare preotul la catolic. Să te violeze și pe tine, Capolin. Da, de-abia am început să joc. Ce este? Nu știu, dar aud muște. The baby is coming. Mi se întâmplă din ce în ce mai des să uit să termin vlogurile, frate. Chestia asta cu daily vlogging-ul este destul de dificilă, pentru că trebuie să te structurezi, trebuie să gândești tot timpul, trebuie să te gândești cum faci finalul vlogului și așa mai departe. Și pentru că sunt, nu știu, sunt perioade lungi de-a lungul zilei în care nu filmez, în sensul că mă duc în cameră, mă culc, pe urmă treci, dacă plec pe afară, uit să fac finalul vlogului. Deci ăsta este finalul vlogului ce a început practic ieri și l-am făcut a doua zi. Ce voiam să vă spun, astăzi nu o să filmez absolut nimic, pentru că unul la mână mi este extraordinar de multă lene și doi la mână am vreo 3 vloguri la care trebuie să lucrez. Așadar, nu o să facem absolut nimic astăzi, pur și simplu am ieșit afară să mai iau ceva de mâncare. Vlad este în cameră, are deschis niște articole, mă întorc în cameră și pur și simplu până diseară nu o să fac altceva decât o să stau la laptop, să organizez videourile următoare și să le editez pe cele pe care le-am din trecut. Așadar, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și vă asigur că următoarele 2 videouri